Lo que más me gusta de la vida es în cuvântul lui Dumnezeu în ultima carte a Bibliei. Deci era să nu vă mirați dacă în mai multe rânduri, de câte ori o să am ală să trec pe la vor și o să fie cu voia Domnului și cu îndurarea lui Dumnezeu să ajung să mai vorbesc din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, să folosesc cartea Apocalipsei. Acum este primul capitol, este un capitol de debut. Vreau să spun câteva cuvinte despre cartea aceasta Apocalipsei. E adevărat că foarte mult frați, atunci când e vorba de Biblie, spun, băi, eu la Apocalipsa nu mă bag. Asta e o carte complicată. E o carte plină de simbol. E o carte unde se tratează lucruri care nu scapă. Sunt multe în Biblie care sunt accesibile, putem să vorbim de pildele Domnului Iisus Hristos și adevărat sunt foarte importante, amin, pline de învățături. Putem să vorbim despre multele vindecări, minuni pe care Domnul le-a făcut. Putem să vorbim despre lucruri pe care au trecut evreii și care ne-au slujit, ne slujesc nouă, de pildă, de învățătură. Dar în Apocalipsa nu va, este o carte pentru mine, o carte pecetuită. E adevărat, atunci când, privitor la vremea sfârșitului, Daniel a vrut să scrie ceea ce a văzut și ce a auzit. Cuvântul Domnului a vorbit și a spus, Daniele, pecetuiește și nu scrie. Că lucrurile acestea încă nu de a fi spuse public, de a fi descoperite, de a fi în cunoștința fraților, în cunoștința oamenilor. Și îi spune aceste cuvinte. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci multă ori citi și cunoștința va crește. Vreau să vă spun că noi astăzi trăim niște vremuri, cu toate că blamăm și televiziunea și internetul, nu putem să contestăm faptul că avem niște mijloace de informare pe care contemporanii lui Daniel nu le avea. Avem astăzi o perspectivă globală asupra istoriei Pământului. Ceea ce știm noi astăzi, probabil că în vremea lui Daniel foarte puțini oameni și numai limitați cunoșteau, chiar cei mai înțelepți dintre ei, chiar cei mai deosebiți, cititori în stele, dacă vreți, cititori, oameni care erau bine văzuți la curțile împăraților, aveau o perspectivă foarte redusă. Noi astăzi, așa cum zice Cuvântul lui Dumnezeu, avem parte de o cunoștință crescută, mărită. Cunoștința a crescut. Avem o altă înțelegere despre mersul lucrurilor în univers, despre legile fizice care acționează asupra noastră și asupra corpurilor ceresc și putem să înțelegem mai bine, chiar și ce scrie cartea aceasta sfântă, ca și, repet ce spune primul cuvânt din cartea Apocalipsei, ca și o descoperire, nu ca și ceva ascuns. Deci ca și o descoperire. Cartea Apocalipsei începe cu aceste cuvinte. Descoperirea lui Iisus Hristos. Dacă în vremea lui Daniel, când era să se scrie ceva despre timpurile din urmă, cuvântul Domnului a spus, pecetuiește și nu scrie. Cine ascunde aceste lucruri? Până în vremea aia, când cunoștința va crește, aici cuvântul ne vorbește că această carte este, de fapt, o descoperire, o revelație, o informare care se face credincioșilor. Pentru că această carte Apocalipsei este cartea care este adresată cu precădere bisericii. Spun frate și, mă rog, cercetătorii Bibliei, unii dintre ei, și nu o să intru în polemică cu nimeni, că de fapt despre biserică e vorba numai până în capitolul 4, și după capitolul 4 urmează răpire, sau acolo în capitolul 4
fii la fii la biserică și ce rămâne de acolo acolo, până la urmă, nu-i mai valabil pentru biserică, nu-i mai pentru biserică scris, și cumva așa noi de undeva de la balcon vom privi evenimentele desfășurate, adică vom fi undeva răbiți în cer și nu mai avea parte cu ce se întâmplă mai departe în cartea aceasta. Eu nu ader la această părere, la această înțelegere a lucrurilor, ci din potrivă cred cu tărie ceea ce spune în încheierea acestei cărți. Spune aici cuvântul Domnului și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe Îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de Cel ce păzește cuvintele prorociei din primele patru capitole. Nu scrie așa. Din cartea așa. Ferice de cine, de Cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea așa. Nu întâmplător, cartea Apocalipsei este așezată ca ultima carte a Bibliei, a Scripturilor. Și cât de nimerite sunt cuvintele acestea, adăugate la finalul cărții Apocalipsei și la finalul Bibliei. Spune versetul 18 din același capitol 22. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Că dacă va aduga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va aduga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Înțeleg de aici că nu putem lăsa 18 capitole din această carte deoparte, că nu sunt mai pentru noi, și nu putem lăsa nici măcar un singur capitol din Biblie deoparte, că nu-i pentru noi. Consider și fac această afirmație și nu-i pentru prima dată. Toată Scriptura, și repet, toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și de folos. Amin. 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 Domnul să ne ajute să fim cu luarea minte la orice cuvânt care vine de aici din Scriptură. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Aici se spune, în cartea aceasta Apocalipsei, carte care este scrisă de Ioan, undeva cred pe la anul 94 sau 95, după Hristos, care este de fapt dată de Dumnezeu, așa cum de-a lungul întregii Biblii sau a Noului Testament sau și a Vechiului Testament se relevează foarte clar în cuvântul, de fapt este al lui Dumnezeu și aparține lui Dumnezeu. Și chiar și în capitolul acesta 1, versetul 1 spune descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ce-a spus Domnul Iisus Hristos când a fost pe pământ și predica Evanghelia? Eu n-am venit să spun, spunea el, nimic de la mine. Și am venit să spun ce mi-a spus cine? Tatăl! Uitați că și aici se respectă principiul acesta. De a spune Fiului Dumnezeu nu ceea ce El a intenționat sau a vrut sau a avut de gând sau a fi vrut să facă, ci a venit să aducă ceva ceea ce i-a dat Dumnezeu. Ceea ce i-a dat Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu. De mai multe ori în biserica noastră, fratele Iosif, eu, alți frați, m-a adus aminte între noi acel cuvânt spus lui Dumnezeu Ieremia. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui. Amin. Dumnezeu veghează cu precădere asupra cuvântului Lui. Cuvântul care iasă din gura lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi, fără rod. Amin. L-a întrebat pe Ieremia, ce vede Ieremia? Și Ieremia a zis, văd un veghetor, bine ai văzut. Eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împinez, zice Domnul. El veghează și asupra acestui cuvânt. Ne place sau nu ne place? Cuvântul acesta de apocalipsă, unii îl traduc, dezastru. Nu-mi plac apocalipsele de niciun fel. Ca și cum asta ar însemna, asta e o nenorocire, un dezastru. Pentru că în ele, în descoperirea acestea numite apocalipse, îți scrise despre sfârșituri sau despre judecăți. Dar nu e adevărat. Nu neapărat e un dezastru în cartea apocalipse. Amin. Ba pentru Sfinți, spune foarte categoric cuvântul, ferice
Deci le citește și de cel ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Amin. Pentru noi nu e o nenorocire. Amin. Ce scrie în cartea Apocalipsei. Poate pentru politicienii lumii. Pentru oameni care fac planul cu bătaie lungă și se gândesc să populeze cosmosul. Și să spună locuința pe Marte sau pe Venus, să transforme iadul fierbintele de Venus într-o planetă primitoare și călduroasă ca Pământul, care se vorbească viață. Pentru oameni care visează încă milenii, milioane de ani de viață pe Pământ, până se va stinge soarele, undeva 15 miliarde de ani. Pentru ăștia poate omenințare Apocalipsa, dar pentru Sfinți, Biblia spune, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Amin. Vreți să fiți fericiți? Amin. Amin. Eu îmi doresc să fiu fericit. Să avem la îndemână și în această seară și în fiecare duminică când suntem în prezența Cuvântului să citim și să ascultăm de cuvintele acestei prorocii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Spuneam, este descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o omului Iisus Hristos ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimitând prin Îngerul Său la robul Său Ioan. Această carte a fost trimisă de Domnul Iisus Hristos prin Înger la Ioan. Ioan spune a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoțe de Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată, spune Ioan un cuvânt, vă rog să fiți foarte atenți că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns, cei ce l-au străpuns și toate semințiile Pământului se vor boci din pricina Lui. Da? Amin! Amin! Sau așa este, amin. Așa să fie, așa va fi, așa a fost, o afirmație 100% adevărată, iată că El vine pe nori. Am gândit de multe ori și dumneavoastră acum puneți-vă întrebarea aceasta, de câte ori pe zi, de câte ori pe zi vă gândiți la venirea Domnului Iisus Hristos? Sau la câte zile odată? Sau la câte duminici? Chiar duminică de duminică te gândești la venirea Domnului Iisus Hristos? Mi-aduc aminte, povestea un frate aici la noi în biserică de la bunul acesta, deci un frate care a primit credința creștină. S-a convertit, s-a botezat și în fiecare zi, în primii ani de pocăință, trăia cu gândul că venirea Domnului Iisus este iminentă. Și vine. Și se culca seara, stătea până târziu, se ruga, cânta și se culca și zicea, Doamne Iisuse, dacă nu vii până eu adorm, tu când vii mă scol. Nu mă las să dorm, mă trezesc după mine, că vreau să mă duc și eu cu tine. De-aia am pocăit. Și adormea omul cu gândul acesta, că poate vine Domnul și îl trezește și îl ia. Și nu venea și se vedea dimineață. Și mergea la lucru și se ruga și zicea, Doamne Iisuse, eu mă duc la servici. Mă duc să-mi câștig bucată de pâine, dacă și astăzi mai îngădui civilizația și lumea să existe. Dar tu știi unde lucrezi, Doamne Iisuse. Și dacă vii, să vii după mine la servici. Că nu mă las acolo, că eu vreau să merg cu tine. Și omul acela, ani de zile, a trăit cu încredințarea și cu dorința să vină Domnul Iisus. Și l-a așteptat să vină. Și apoi spunea fratele că focul s-a mai stins. Discutând cu unii și cu alții, pocăiți de mai mulți ani, ei, lasă-mă că nu vine. Predică unul prin America că vine prin 93 sau nu știu când, dar cântă celălalt popa și nu vine Domnul. Că mai trebuie să împlinească multe și cine știe dacă vine după ce zicem de 2000 de ani și acum s-o mai extins perioada, că mai trebuie vreo 90 de ani să treacă și cine știe dacă vine în timpul generației noastre și tot așa spunem și noi, unii dintre noi, cum spune acolo în epistola lui Petru, unde este făgăduința venirii Lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt cum erau de la începutul zilirii. Oameni care trăiesc după poftele lor, care vă însocoresc și care spun unde, nu mai vine. Uitați ce spune apostolul Ioan.
iată că El vine pe noi. Amin. Și spune El și orice ochi îl va vedea. Amin, amin. O afirm cu toată responsabilitatea. Din toți cât sunt în prezent aici, oameni mari sau copii, toți îl vom vedea. Amin. Deci este Scriptură. Amin. E adevărat că unii într-o zi nu vor vrea să-l vadă. Și știți ce vor face? Scrie în Biblie ce vor face oameni care n-au vrea să se mai întâlnească cu Domnul Hristos niciodată. Spune Biblia că vor puțin la munți. Și vor zice munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Și ascundeți-ne de fața celui ce vine. Dar spune Biblia că alții vor puțin la morminte. Acolo unde sunt îngropați morții. Și vor zice ieșiți afară, să intrăm noi acolo. Ca să nu-l vadă. Dar vor scăpa? Nici de cum. Biblia spune că orice ochi îl va vedea și cei care au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Doamne, ajută-ne să ne pocăim astăzi. Amin, amin. Dar să nu ne bocim atunci. Să nu bucim la munți. De mai mult ori am repetat între noi cuvântul acela din Isaia, capitolul 28, dacă nu greșesc, Domnul Dumnezeu a pus în Sion o piatră, o temelie puternică, o stâncă. Și oricine o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Da, Domnul Iisus Hristos vine pe noi. Toate semințiile pământului se vor duce din pricina Lui. Dar în cartea aceasta sfântă scrie de unii care vor privi spre El ca spre soarele neprihănirii care va răsări în întuneric și care va aduce mântuire. Pentru cei care l-au crezut, au trăit pentru El și l-au așteptat. Facă Domnul ca și biserica noastră să fie între cei fericiți, care citesc și ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Pune-i cuvântul Domnului. În continuare, la acest capitol 1, se prezintă Cel care dă această descoperire. Ea vine de la Dumnezeu. El spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. De dimineață am auzit un cuvânt aici, în casa Domnului, la ora de rugăciune, spunea un frate despre Dumnezeul acesta, că El nu se schimbă. Vreau să vă spun, e adevărat, ascultați-mă, zice aici, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul. Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. În cartea prorocului Isaia, în capitolul 41, cu versetul 4, e un cuvânt care spune, cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat în iamurile de la început. Eu, Domnul, Cel din tâi și acela, până în cele din urmă, viacuri. Amin. Poate ne gândim noi câteodată, Doamne, o să ne descurcăm cumva acolo. Că am găsit și cuvântul acesta în Biblie, că unii îi ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și cred că scapă. Unii cred că ei nu fi chiar așa, că nu o să trimească Dumnezeu la moarte sau la sărțare milioane, miliarde de oameni. Biblia spune despre Dumnezeu că în El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Amin, slavă Lui! Pentru veci veciului acela! Amin! Glorie Lui! Și dacă o spus un cuvânt și scris în cartea aceasta, nu-L va lua la toi! Amin! Nu-ți va da cinstea altuia! Amin, Iisus! Nu-ți va da cinstea idolilor! Amin, amin! Îi scris în Scriptură! Amin! Și crede lucrul acesta! Amin! De aceea trebuie să tratăm cu toată responsabilitatea un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu. Și se repete de două ori. Eu sunt Alfa și Omega, Cel din tâi și Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte. De ce se definește Dumnezeu de două ori în cartea aceasta? Ca să știm cu cine avem de face. Când îl întrebați pe Moise. Și Moise pune problema aceasta lui Dumnezeu, mă duc la poporul la care mă trimiți tu și mă vor întreba cine te-o trimis la noi? Ce Dumnezeu te-o vorbit? Care este numele Lui?
Dumnezeu îi spune, spune-le, cel ce se numește eu sunt, mă trimite la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Eu sunt cel ce sunt. Și aici zice, eu sunt. Și El este. Amin. Și nu este alt Dumnezeu afară de El. Amin. Eu dau viața și eu omor și cine în casă de autorul omului. Eu fac rana și tot eu o să mătuiesc. Amin. Eu aduc întunericul și dau restricția. Și nimeni nu-ți poate scoate pe cineva din mâna mea. Amin. Slavă Dumnezeul acesta ne trimite o descoperire cu privire la vremea sfârșitului. Cu privire la vremea, la lucrurile care o să se întâmple în curând. Haideți să citim și să înțelegem. Spune aici cuvântul Domnului că Ioan, eu Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție, și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în rostul care se cheamă Patmos. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca și de gândite, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite într-o 7 biserici la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sterlițe de aur. Și în mijlocul celor 7 sterlițe de aur e cineva care se mărea cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca fara focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Spune versetul 17, când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui, ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Nu te teme, cum de tu te muti Ioan de el? Sigur că Domnul Iisus Hristos m-a făcutat într-un mod deosebit, diferit de cum era pe pământ. Poate că dacă l-am vedea și mai în slavă, am avea altă imaginație, altă imagine, altă concepție despre Domnul Iisus Hristos. Dar noi de multe ori asociem pe Domnul Iisus Hristos, așa cum fac foarte mulți oameni, cu un om răstignit pe o cruce. Și adevărat că el a fost un om. A venit în lumea aceasta și a murit răstignit pe o cruce pentru păcatele noastre. Dar nu-i mai acolo. El spune, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. Eu țin cheile morților și a locuinței morților. Domnul Iisus Hristos e viu. Glorie Lui! Domnul Iisus Hristos a fost aici pe pământul nostru. Amin, amin. Care a urmat de sculți, poate. Care a urmat de foame și de sete. Care o suferit și dispreț și barjocură din partea păcătoșilor. O murit, a târnat cu lemn de durere. Slavă Lui, amin. Dar acum când noi vorbim despre El, El e viu, în cer, în slavă. Dacă s-a răpătășat înaintea noastră, cum l-a văzut Ioan, nu cred că rămânea cineva în picioare. El a dat descoperirea aceasta și eu spun, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 stele de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 stele sunt 7 biserici. Vreau să vă spun cartea Apocalipsei, pentru că timpul trece foarte repede și cuvântul de astăzi a fost un cuvânt de introducere în această carte. Este o carte, cum am spus, de finala Bibliei, dar se și ocupă de 7 stări finale a unor 7 lucruri. Cartea Apocalipsei se ocupă de 7 finaluri a unor 7 lucruri. Și o să le luăm pe rând și o să vorbim despre ele, dar astăzi o să vi le aduc numai aminte.
În primul rând, cartea Apocalipsei, aici ni se spune în capitolul 1, că descoperirea aceasta a fost trimisă la 7 biserici. Biserica din Efes, din Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicia. Aceste 7 biserici erau așezate în Asia Mică și erau așezate pe un drum circular, care închipuia un cer. Dar în Asia erau și alte biserici mai mari decât acestea. Și aici cuvântul spune că această descoperire trimite-o celor 7 biserici, ca și cum n-ar mai exista altele. Și n-ar mai fi altele. Și au încercat comentatorii biblici, teologii și cei care s-au ocupat de cartea Apocalipsei să dea tot felul de explicații. De ce neapărat acestor 7? De ce nu știi biserici în Ierusalim? De ce nu știi biserici în alte părți? Sau mai pot biserici în Asia Mică și în alte părți, în Macedonia chiar? De ce numai acestor 7? Și de ce li se spune cu determinare celor 7 biserici? Și sunt oameni care cred și eu ader la această concepție că de fapt aceste 7 biserici sunt 7 vremi ale bisericii universale sau 7 perioade istorice. De atunci, de la pogorârea Duhului Sfânt, de la nașterea bisericii și până în ziua când Domnul Iisus Hristos o va revi în slavă. Biserica trece prin 7 perioade de timp și una din lucrurile de care se ocupă casa de aici este să definească, este să explice limpede, clar, ce se va întâmpla cu biserica până la final. Există în mai multe locuri în Biblie referire la biserică, în epistole, în scrierile apostolilor, în evanghelii sunt referiri la biserică. Dar cartea Apocalipsei vorbește într-un mod explicit despre starea de la urma a bisericii și ce va ajunge biserica și care va fi destinul ei veșnic. Și știți dumneavoastră cum se încheie spusele lui Ioan în capitolul 21 sau cum începe capitolul 21 că a văzut pogorându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă pentru bărbatul ei și au auzit o voce care a zis: iată corpul lui Dumnezeu cu oamenii. Cine erau acolo? Găsim în cartea Apocalipsei explicația aceasta. Erau sfinții care au fost răpiți și promisiunea răpirii a fost făcută bisericii, acelora care au ținut, cum zice Ioan, mărturia lui Iisus Hristos și credința în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei se ocupă de finalitatea aceasta. Dacă n-ar fi fost scrisă, ar fi putut avea unele îndoieli. Citind printre rânduri în alte cărți, am putut să rămânem cu un semn de întrebare. Apocalipsa răspunde într-un mod categoric care va fi destinația finală a bisericii, a Sfinților, a copiilor lui Dumnezeu, cei care în adevăr au umblat și au slujit Domnului Iisus Hristos. Dar nu numai despre istoria bisericii se ocupă Apocalipsa, despre finalitatea ei. Cartea Apocalipsei se ocupă și răspunde într-un mod foarte categoric și explicit la o întrebare: ce se va întâmpla cu națiunea lui Israel? Sunt unii oameni care spun astăzi cam așa: dom'le, cu Israelul s-o gătat, cu zidanii. Nu mai avem nimic cu ei. Dumnezeu i-o lepădat, îți lepădat, măcar că Pavel nu așa a spus. Pavel a spus că ei sunt iubiți încă din pricina părinților lor. Amin. Pavel a spus că Israelul a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de pe neamurilor. Amin. Pavel a spus că Dumnezeu se va întoarce cu înturare către ei. Amin. Și spune el, Padre, că dacă împietrirea lor a fost pentru voi așa mare har, ce va fi întoarcerea lor la Domnul? Amin. Dar unii zic, nu, e gata cu Israelul. Noi suntem noul Israel. Și Israelul după trup, e gata cu el. Uitați cartea Apocalipsei, în mod foarte explicit, o să ajungem să vorbim, vorbește despre sfârșitul acestei națiuni, despre rămășița mântuită din națiunea lui Israel, despre faptul că Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de ei. A spus că o rămășiță va fi mântuită, că o rămășiță va rămâne până la vremea din urmă și rămășița aceasta va avea parte de mântuire. Le-o promis! Și nu s-o primi prorocia asta.
că Domnul Iisus Hristos va coborî pe muntele mărturiilor. Că muntele mărturiilor se va desfica în două. Că El, Domnul Iisus Hristos, va străluci de slavă în fața tuturor bătrânilor lui Israel. Și tot Israelul îl va plânge, cum plânge cineva prin timpul lui născut. Și vor întreba bătrânii lui Israel de unde ai semnele de mâini. Și el va spune, în casa celor ce mă iubeau l-am primit. Cartea Apocalipsei vorbește despre sfârșitul acestei națiuni. Destinația ei. Evoluția ei în timp și apoi în final. Dar nu numai atât. Ăsta este al doilea lucru. Vă spuneam că de șapte lucruri vorbește Cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei vorbește despre materie. Avem în mai multe locuri în Biblie vorbim despre creație, despre ceea ce a creat Dumnezeu, despre evoluția materiei în timp, despre cum s-au stricat toate lucrurile din punct de vedere al materiei și unii când se uită la corpurile celeste care sunt în sistemul nostru solar și, mă rog, în imediată vecinătate, își pun întrebări. De ce pare un așa mare haos în universul acesta care e imediat observabil lângă noi și nu găsesc răspunsuri? Și nu știu ce s-a întâmplat în cer și cum de toate corpurile cerești din vecinătatea Pământului, din sistemul solar, îți plie de urme, de bombardamente, de meteoriți. Cum de Dumnezeu care face toate lucrurile perfecte o lăsat așa un haos, o dezordine între corpurile celeste, că Biblia spune că El cunoaște numărul stelelor și le dă nume la toate. Amin. Și așa de mare e puterea și tăria Lui că le cheamă pe nume. Amin. Și una nu lipsește. Cum sunt corpuri celeste care iau așa lasă să ciumnesc, să lovesc unele de altele. Și parcă e o dilemă. Și găsim cânturi în multe cărți ale Bibliei despre corpurile celeste. Dar Cartea Apocalipsei vorbește despre finalitatea lor. Până la afirmația aceea, un cer nou și un pământ nou. Că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Ne dă un răspuns clar ce se va întâmpla cu lumea aceasta. Cu pământul acesta pe care trăim. Unii spun, nu e adevărat, nu arde. Asta e așa o figură de stil. Dar noi credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Spune Petru că trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului și pământul cu toții este pe el va arde. Apocalipsa ne spune cum. Și ce pregătește Dumnezeu în locul acestui pământ și a cerurilor care există la momentul actual? Vorbește Cartea Apocalipsei din al patrulea final și anume finalul sistemului politic mondial a pământului. Găsim în Biblie referiri la evoluția imperiilor pe planeta aceasta. Găsim în cartea lui Daniel succesiunea de imperii. Începând cu Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Macedonian, Imperiul Roman și așa mai departe. Găsim mai multe referiri în Biblie la succesiunea de imperii de împărății care se vor succeda pe pământ. Dar finalul lor. Până la urmă, ce se va întâmpla cu toate aceste împărății? Apocalipsa vine și răspunde și aceste întrebări. Și dă un răspuns categoric. Până la urmă rămâne o prevedere în pământ. Care va încolo și tot împărat în spatele ei și vor pune la război împotriva mielului, împotriva turului lui Dumnezeu. Și o să ajungem să discutăm despre sfârșitul tuturor acestor împărății. El va nimici orice domnie, orice stăpânire, orice împărăție. Toate vor pierd, vor trece în pierdare, în uitare, în ruină. Rămâne o singură împărăție valabilă, împărăția slăvită a Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Cartea Apocalipsei vorbește de un al cincilea lucru, și anume despre religia cală. Găsim începând de la Semiramida. Găsim pornind de la primul om care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care o zilit un turn de vremea lui Nimrod. Și-au vrut atingă cerul. Despre multe închinări false găsim scris în Biblie și evoluția lor în timp. Și Cartea Apocalipsei ne vorbește despre un sfârșit a închinării false, a religiei false. Iar încă îi în floare astăzi. Și o vedem pe tot mapamondul, în toată lumea. Dar
În mod explicit în cartea aceasta Apocalipsei, aceste închinări greșite, aceste închinări false, aceste religii păcătoase, îi se pune un punct și știm finalitatea ei, îi scris în această carte de final. În al șaptelea rând, cartea Apocalipsei vorbește despre puterile întunericului, despre puterile demonice. De multe ori ne-am întrebat de ce l-o fi îngăduit Dumnezeu și pe Satan. Știți cum e numit Satan la Biblie? Dușmanul neamului omenesc. Cel șarpele cel vechi. Cel care înșală câți oameni? Întreaga lume. Cel care înșală întreaga lume. Și noi de așa suntem considerată de supărat. Ispita, zicem noi. Satana! Diavolul! M-a ispitit! Așa o zis și femeia, șarpele! M-a mătit și-a mâncat! Și tare n-am fi vrut să existe! Dar încă există. Bancă zice Biblia că urlă și răgnește ca un leu, că nu știe pe tine zângită. Doamne, păzește-ne pe toți! Amin! Spune în cartea aceasta ce se va întâmpla cu el. Sfârșitul lui. Sfârșitul puterilor demonice. Sfârșitul îngerilor nelegiuiți care au făcut voia lui. Mai avem referiri în Biblie, dar în cartea Apocalipsei este un răspuns clar și categoric la aceste întrebări. În al șaptelea rând, cartea Apocalipsei se ocupă de o stare pe care o dorim, de stare eternă, de după judecata pe la urmă. După ce va fi preschimbată materia, după ce va fi răpită biserica și se va încheia istoria aceasta a bisericii, după ce sistemele politice ale Pământului vor falimenta și vor intra în colaps și va instituți împărăția slăvită a Domnului Iisus Hristos, după ce religiei partii se va pune capăt și va fi o închinare în lumina adevărată în tot Universul. După ce puterile Întunericului vor fi zdrobite, vor fi nimicite, diavolul și îngerul vor fi nimicit, vor fi aruncat în iadul de foc, va urma o stare deosebită care nu a fost niciodată în Univers. Și despre asta ne vorbește Cartea Apocalipsei. De ce se va întâmpla la urmă? După ce se vor întâmpla toate celelalte lucruri. Starea eternă de fericire veșnică cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Despre aceste șapte stări, despre evoluția acestor lucruri, am vrea în întâlnirile viitoare să vorbim. Și rog pe Dumnezeu și mă rog să vă rugați Domnului. Eu mă rog cu toată umilința, Dumnezeu să mă ajute. Să încercăm să descifrăm cu ajutorul Duhului Sfânt toate aceste taine. Pentru că cartea aceasta spune că este descoperirea lui Iisus Hristos. Și vrea El să arate robilor tăi ce o să se întâmple în curând. Domnul să ne ajute la așa. Amin. Frate tuturor, dragi prieteni ai Casei Domnului, vom încheia seara aceasta cu o întrebare pe care vreau să o purtăm în inimă, mergând spre casele noastre. Vorbind despre aceleași lucruri despre care mi s-a vorbit în seara aceasta, Apostolul Petru pune o întrebare, repet întrebarea aceasta, aș vrea să nu o luați prea ușor, ci să o luați cu dumneavoastră acasă să meditați asupra ei. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Întrebarea continuă, dar eu cred că pentru seara aceasta este suficient dacă pun semnul întrebării aici. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pentru că lucrurile acestea ne privesc pe fiecare dintre noi în parte. Am să vă invit cu toți să ne ridicăm în picioare și în seara aceasta vreau să venim înaintea Domnului o rugăciune din adâncul inimii. Să rugăm să ne ajute să ne pregătim pentru întâlnirea noastră cu Domnul Iisus. Eu cred că tot ce e prezent în seara aceasta în casa Domnului, îl iubesc pe Dumnezeu, eu cred că îl așteptăm cu toții pe Domnul Iisus și aș vrea în această rugăciune să rugăm pe Tatăl Ceresc prin Duhul Sfânt să ne ajute să ne pregătim pentru răpire. Amin. Ne vom ruga împreună. Să vă mulțumim pentru vizionare.